Și în România, unul din patru adulți suferă de o formă de alergie, iar fiecare al treilea copil este diagnosticat cu rinită alergică. Netratată, aceasta poate duce la complicații, avertizează medicii. Odată cu primii muguri din copaci și înflorirea plantelor, încep simptomele pentru cei alergici. În cele mai multe cazuri, acestea sunt confundate cu debutul unei răceli. Iau tot felul de medicamente și încerc să țin un anumit regim alimentar. Le curge nasul, dar nu știm de ce. Că e diferență de temperatură, că e un virus, că e o reacție alergică la plante, nu știu. Dar ne curge nasul copiilor. În România, unul din patru adulți suferă de o formă de alergie, iar fiecare al treilea copil este diagnosticat cu rinită alergică. De asemenea, unul din cinci copii suferă de astm alergic, iar peste un milion de adulți români au alergie la medicamente. Potrivit Societății Române de Alergologie, aproximativ 80% dintre pacienții care iau tratament pentru alergii și consideră că dețin controlul asupra simptomelor nu urmăresc evoluția bolii spre un astm alergic. Pentru aceștia și pentru ceilalți pacienți se recomandă imunoterapia cu alergeni, spun medicii. Alergiile sunt amplificate de poluare, dar și de un stil de viață nesănătos. În plus, acestea au impact asupra vieții intrauterine. În momentul de față, chiar la început de primăvară, este polenul de pom, care călătorește la sute de kilometri adus de vânt. În mai-iunie ne așteptăm să apară cei cu alergie la polen de graminee, graminee iarbă, care se găsește și la munte și la șes, iar în toamnă sunt diversele buruieni. Din nou, repet, dezastrul care îl face mai grav impactează asupra vieții intrauterine. Deci un copil, chiar dacă se naște dintr-o familie fără alergii, are riscul, datorită expunerii organismului mamei, să devină genetic deja predispus pentru alergii. Alergologii spun că în prezent, din cauza complexității afecțiunilor și a numărului mare de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a secolului 21. La nivel global, până la 30% din populație suferă de o alergie respiratorie.